Hello, hello, bine ați revenit pe mine în altul meu canal de YouTube. Am întârziat cu vlogul, dar... Bună! O să facem un unboxing și hai să vă pun aici ca să ne vedeți mai bine. Ia uzi, să aude și alarma. Cât? Stați. On! Primul lucru este această pilotă. Pilotă de la IKEA. IKEA. Și haide să o desfacem, ca și când nu aș fi tras de ea în ultimul hal să încerc să o desfac. Și... Lasă foarte că hai să o desfacem pe asta. Bine, am cumpărat și eu de asta, să știți. Așa arată și am dat pe ea doar... 80 de lei. 80 de lei. 79. Și pe asta am dat... 89. 89. Hai să vedem. Mamă, ce mare e! 200. Background. Da, chiar. Ia-ți-l dreaptă. Așa, bună ziua și bine ați venit, da. Și stați că eu vreau să văd și eu și îmbrăcăm asta, da? Ok, fine. Eu dacă n-am avut pilotă încă de când am avut, de când stăteam în apartament, vreau și eu să văd cum se vede pilotă, cum se face pilotă. Observ că pilota de la IKEA are și instrucțiuni. Română, 22. Sunt foarte curioasă. Asta e... Au fost rulate pentru a fi transportate mai ușor. Ia uitați ce interesant are. Clic! Așa... Sunt ușor de îngrijit și pot fi spălate des. Se usucă foarte repede. 60 de grade. Menționez că o să le spăl după aceea. Momentan vreau să văd cum se așează, da? Stai, cum se bagă? Dă-mie puțin să-ți arăt. Gen, cea mai simplă metodă ever, din punctul meu de vedere, nu, e să întorci pe dos. Ai întors-o pe dos. Da. Și după ce ai întors-o pe dos, îți bagi nouă mânuțele în colțuri și doar îmi dai mie două colțuri. Atât. Două colțuri. Și o îmbrăcat. Oh, Doamne. Ce, nu-i ușor? Bă, da. Deci eu mă chinuiam când eram mică cu placma lui mama Egen, să încerc să bag în ea, care era placma foarte, foarte grea. Știi ce zic? Da, păi să încerc să și bag eu. Și să... Și acum e foarte simplu. Tips and tricks de la ăsta. Stai un pic să tai asta. Stai un pic. Așa, mai am vreuna? Nu. Hai decât până. Mai e una aici, în asta. Vrei și poți să tai Da. Cum să tai materialul. Cum ar fi? Cum ar fi să tai materialul, mai oameni. Bun. Și partea cealaltă, acum. Și o scuturăm. Și asta este... Privește! Mamă, ce tare! Închidem. Trei. Și acum este voltan. Dă-te, Richard! Gata! Foarte drăguț, nu? Da, și materialul e mișto la ea. Așa. Chiar merită la 89 de lei da. Asta, cum îi zice... Aveți și ieftin, față. Aveți și modelul super ieftin la IKEA, e undeva la 23 de lei, dacă nu mă înșel. Dar e ok, e o pilotă mai calitativă, puțin. Ținem cont că nu o aruncați după primele 5-6 folosiri. Așa. Și stați că mai am ceva. Ce văd? Interesul îndrept. Așa, mai avem niște papuci pentru al meu. Foarte buni. 9 lei. Și încă două fețe de pernă, foarte drăguțe. Uitați-le ce simpatice sunt cu modelul ăsta. Și merge și cu aia gri. Care au fost 15 lei bucata. Da, e per bucată, per față de periniță. Yes. Hai să vedem cum vin fețele de pernă astea, pe pernele tale. Cam așa arată modelul. Vedeți, cred că mai bine așa, la culoarea asta. E un gri spre baby blue chiar. Nu e gri-gri. Da, e drăguț. Like. Gata, a plecat și Roxenica. M-am pus puțin aici, în fața camerei, pentru că vreau să vă explic de ce nu a mai postat.
S-a dus bunica mea din nou la spital, la municipal, pentru că nu s-a simțit foarte bine. Tot așa, am fost agitat în perioada asta, m-am dus să o și văd. Clasic România, șpagă, parcare, șpagă, asistente, șpagă, 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 pentru a se comporta frumos cu ea acolo și să vadă că nu este singură. Chiar dacă se duce și mătușa mea și unchiul meu, m-am dus și eu și la fel am vrut să decartez pe românește pentru a fi ea ok acolo. Că se comporta altfel cu tine și am fost foarte supărată în perioada asta și nu am mai apucat să filmez conținut. Nu am mai avut niciun conținut de filmat. Astăzi mi-au venit două produse de pe Temu, pentru că v-am zis eu că m-au rugat să facem o colaborare, doar că mi-au venit doar două produse și eu nu am cum să fac clip cu ele, pentru că trebuie să vină și restul să fac unboxing-ul propriu-zis. În momentul de față, dacă vedeți că îmi strălucește efectiv fruntea, că doar ea e la nivelul de strălucire, este că mi-am dat cu puțin retinol de la CeraVe pe care îl folosesc. Eu asta vede și rearăt ăsta. Că trebuia să-mi hidratez fața. Gata, m-am dus să închid ușa lui al meu, să nu mai facă zgomot. Și încă o chestie este că între timp, în zilele astea de când am postat, m-am dus și la Botox să-mi injectez frumos pe aici prin frunte, să nu se mai vadă când mă mir vreun rid sau ceva, și mi-am băgat din nou în maseteri. Menționez din nou că nu pot da contactul doctorei mele pentru că este foarte ocupată și nu ia persoane noi. Adică nu ia deloc persoane noi, așa. Adică trebuie să vii prin cunoștință, eu să cunosc persoana respectivă și să merg eu cu ea la doctor și eu nu am niciun beneficiu că fac lucrul ăsta. Așa că dacă doriți astfel de proceduri, eu vă recomand să căutați în altă parte. V-am mai zis eu că la domnul doctor topolog face și el maseterii, zona asta, să vă subțieze la față, doar că atunci când am dat eu mesaj era 2000 de lei. Foarte mult, vă zic de acum, căutați în altă parte, pentru că botoxul pe care vi-l bagă în frunte, vi-l bagă și în maseteri, doar că trebuie să schimbe acul, pentru că aici este un mușchi mai mare. Dar rest, procedura e tot pe acolo. Floricelele mele încep să se ofilească. Mâine este ziua femeii și să vedem dacă primim ceva și de ziua femeii. Așa, în rest n-am mai făcut, chiar n-am mai făcut mare lucru, am mai avut și două fete la genunțe, între timp o fată mi-a anulat, mâine trebuie să vină altă fată la genunțe și de asta nu prea am apucat eu să stau aici cu voi. Dar în schimb m-am dus și la muncă în zilele astea și a trebuit să mai filmez și pe acolo câteva clipuri pentru a le posta și să fiu cât de cât în avans, că data trecută la fel m-am dat peste cap cu clipurile. Și aici revenim din nou la subiectul de, bă, e greu sau e ușor în domeniul online? Este destul de greu, pentru că dacă vrei să faci totul ca la carte și să postezi și să fii constant în tot ceea ce faci pe absolut toate platformele, Doamne, credeți-mă că este atât de greu, câteodată când ai și treabă, cum ar fi asta, m-am dus la spital la bunica mea, gen, nu aveam cum să stau eu să o filmez pe bunica mea. Știți ce zic? Nu mi-a dat de lucrul ăsta. Da, și între timp m-am apucat și de Narcos, ca și serial. M-am uitat așa la el. Mi se pare foarte interesant. Eu nu m-am uitat până acum, dar uite că de acum o să mă uit și eu. Și ar trebui să hidratez și eu puțin fața. Și cred că voi alege crema de la Purito. Aia este apa termală de la Aven, pentru că l-am dat pe al meu cu sesderma. A zis că își simte fața puțin dishydration, așa că a trebuit să, bine, dishidratată, murdar, așa, gen. Și am zis, stai că am eu soluția, stai liniștit, fac eu. Dar cu ocazia asta... Îmi dau și eu cu niște cremuță. Da. Așa. Gata.
Ei, ne-am relaxat. Da, foarte drăguțe chestiile pe care le-am luat la IKEA. Sper că v-a plăcut și vouă. Ne vedem data viitoare cu un nou clip. Vă super pupșesc, vă îmbrățișez și vă mulțumesc că sunteți mereu aici alături de mine. Bye!